Oțelarii au pierdut în fața câinilor în ultimul moment al primei reprize prin golul marcat de Marius Niculae, cel care a fost și capitanul echipei lui Teja. Era în marcaj cu Solo, portarul nu a strigat și a ieșit greșit pe centrare și acolo s-a rupt. Meciul a fost însă dominat în cele mai multe momente de fotbaliștii gălățeni, care au fost învinși doar din cauza gafei portarului lor. Sunt foarte supărat pentru că nu mă așteptam ca meciul acesta să-l pierdem. Ne-am grăbit, n-am avut încredere în noi. Trebuie să avem mult mai multă încredere în noi și să jucăm mult mai limpede dacă vrem să câștigăm meciul.